fake news. Rețeta ta. Fake news. Există vreo rețetă prin care fake news-ul are succes, după părerea noastră, din studiile pe care le-ați făcut dumneavoastră? Deci cele care, în general, numai de fake news, dar cele cu încărcătură emoțională puternică, cu atribute vizuale foarte bune și care acumulează pe profilul audienței, sunt un element. De altă parte, ceea ce am văzut pe studiul pe care îl realizam în legătură cu alegerile prezidențiale în Statele Unite, tendința mai interesantă este de narațiune. Deci nu ca element discret, ca o poză despre un anumit eveniment, dar cum această poză se integrează într-o narațiune cu actori buni, răi, eroi, buni, răi, un script, un scenariu care leagă evenimente, se creează o istorie, un story despre o anumită și un fel de dramă. Și atunci această dramă pe care o anumită temă de refugiați, de această dramă captivează mai bine decât elementul discret, o poză plasată într-un anumit context. Sunt puțin reticent să vorbesc subiectul ăsta foarte detaliat, pentru că intervin și consecințe etice. Când dezvălui sau dezvălui, când povestești despre aceste lucruri, obiectivul este să ajuți lumea să înțeleagă evenimentul. Nu să ajuți lumea să fie mai eficientă în a crea astfel de... Pe care e metoda să ne păzim de fake news-uri și de ce o știre falsă trece ca o știre autentică? Știrile false, deci dacă ar acel sâmbure de adevăr, dacă este o știre complet falsă, e mai greu să este, se scurge relativ rapid. Nu știu, era o statistică la un moment dat care vorbea de știri complet false, că sunt dezmințite în câteva ore, apar rapid. Am observat, de exemplu, situația și în timpul crizei din atacurilor teroriste pe Twitter, când un atac terorist se întâmplă și încep tot felul de istorie să se dezvolte. Cred că durează cam jumătate de oră până când începe să cearnă care sunt informațiile mai variabile, care sunt informațiile veridice și care sunt cele care sunt... Cred că e un fel de competiție în momentul respectiv, de modul în care aceste știri se cer prin useri. Mă uitam la puciul din Turcia, exact când au început să curgă tweet-urile de ce va se întâmpla în Turcia, erau tot felul de știri. Media tradițională întârzie pentru că au nevoie de două surse să confirme și atunci toată istoria explodează online prin hashtag-uri. Dar îți dai seama cam relativ rapid care este hashtag-ul care informațiile încep să... Și e un proces de validizare sau de verificare online destul de încurajator. Adică userii cer referințe, link-uri, dacă o istorie se... Deci cred că e un pic de competiție pe știri în care comunitatea... Asta e mai ușor pe Twitter pentru, în comparativ cu Facebook, pentru că Facebook are foarte multe aceste bule cognitive în care tu cu prietenii share-uiești niște idei. Este și mai complicat pe WhatsApp, de exemplu, în grupurile de WhatsApp, cele 250 de membri care merg și care au devenit foarte toxici, au fost cazuri de linșaj în India, în care anumite zvonuri se pasează și după care oamenii se duc în satul de apropiat și încep să omoare pe cei care au crezut ei că sunt pe baza zvonului respectiv. Deci, pe Facebook și pe WhatsApp, din cauza acestor bule, e mai greu să ai această competiție de verificare online, de toți userii a informațiilor pe care, de fake news pe care le permiți. Cum spuneam, Facebook încearcă să adreseze lucrul ăsta introducând un instrument care să te avertizeze, dom'le, această știre care ai primit-o este contestată, uite aici link-uri la ziarele respective, dacă vrei să le citești. Deci avansăm în direcția aia. Mai ușor pe Twitter, unde e competiția mai puternică pe user să verifice, mai complicat pe Facebook și pe WhatsApp din cauza acestor bule. Dar instrumente se dezvoltă. Pe de altă parte, cred că oamenii sunt mai conștienți acum, mai pregătiți decât acum 2 ani, nu? Să fake news-ul a explodat pentru că oamenii nu erau oarecum
conștienți de fenomen. Acum toată lumea vorbește de el și cred că s-a dezvoltat puțină imunitate la genul ăsta de discuție.